Proiectul de modernizare a celor peste 100 de kilometri din rețeaua primară de termoficare a capitalei trebuia să înceapă în 2017 și să fie finalizat în 2023. Pentru lucrări sunt prevăzute 1,3 miliarde de lei, bani europeni. Însă până acum au fost încheiate doar câteva proceduri de achiziție. Licitația, cea mai importantă pentru desemnarea constructorului, încă nu a fost finalizată. Primarul general evită să dea explicații. Pentru că e un subiect special, azi am decis să nu răspundem decât la întrebările pe acest subiect. Directorul Termoenergetica susține că banii europeni nu se vor pierde dacă proiectul va fi împărțit pe faze de execuție. În acest moment, procedura de licitație este aproape finalizată, urmează semnarea contractelor și este foarte important în cursul anului viitor să fie executat un tronson astfel încât proiectul să fie fazat. În acest fel nu se pierd banii europeni. O variantă dificil de pus în practică dacă ținem seama că potrivit caietului de sarcini, proiectarea ar urma să dureze 6 luni, iar lucrările 3 ani și jumătate. Deci imposibil să fie gata până la finalul lui 2023. Este inadmisibil un proiect care trebuia să înceapă la 1 ianuarie 2017. Să ne întâlnim, să discutăm că nu ai terminat licitația după jumătatea anului 2022. Nu știu, adică chiar așa suntem, chiar asta e neșansa Bucureștiului. Am înțeles, bun, nu există competență. Da, poate există sancțiuni. Suntem liniștiți că se va faza proiectul. Dar când se va faza și apa caldă și căldura în apartamente? Între timp, avariile și reviziile din sistem sunt tot mai dese. Numai săptămâna trecută, jumătate dintre abonații Termoenergetica nu au avut apă caldă. Potrivit primăriei capitalei, anul trecut au fost modernizați doar 20 de kilometri din rețeaua primară, care are aproape 1000 de kilometri și o vechime de peste 25 de ani. Grav este că, potrivit estimărilor, anul acesta pierderile din rețea vor fi de aproximativ 34%. În prezent, Termoenergetica furnizează energie termică pentru aproximativ 562.000 de apartamente, în care locuiesc peste 1,2 milioane de bucureșteni.